și tineri frumoși. Dumnezeu să-i binecuvânteze și am vrea să-i vedem tot așa, frumoși și împreună. Chiar dacă în scurgerea anilor se va schimba fizionomia, caracterul însă să rămână neschimbat, să rămână dedicați unul pentru celălalt, să rămână ca familie dedicați pentru Dumnezeu și astfel Dumnezeu să-i țină în brațul Lui și în mâna Lui de Dumnezeu. Vrem să începem slujba cu rugăciune și pe fratele presbiter Liviu Hanchie și ne rugăm Domnului, cerem prezența Lui peste noi și El să lase toată binecuvântarea peste noi în această dimineață. Amin. Proverbe, capitolul 31, începând cu versetul 10. Întotdeauna în acest pasaj eu am văzut, practic, o poveste de dragoste, o relație profundă de iubire între un soț și o soție binecuvântați de Dumnezeu. Să ascultăm citirea acestui pasaj. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Ea face rost de lână și de in și lucrează cu mâini harnice. Ea este ca o corabie de negoț. De departe își adună pâinea. Ea se scoală când este încă noapte și dă hrană casei sale și își împarte lucruri de peste zi slugicelor sale. Se gândește la un ogor și îl cumpără, din rodul muncii ei sădește o vie. Ea își încinge mijlocul cu putere și își oțelește brațele. Vede că munca îi merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea. Ea pune mâna pe furcă și degetele ei țes fusul. Ea își întinde mâna către cel nenorocit, își întinde brațul către cel lipsit. Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărămiziu. Ea își face învelitori, are haine de insubțire și purpură. Bărbatul ei este bine văzut la porți, când șade cu bătrânii țării. Ea face cămăși și le vinde și dă cingători negustorului. Ea este îmbrăcată cu tărie și slavă și râde de ziua de mâine. Ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei și nu mănâncă pâinea lenevirii. Fiii ei se scoală și o numesc fericită. Bărbatul ei se scoală și aduce laude zicând: multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Dezmierdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă. Dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei s-o laude la porțile cetății. Amin. Vă rog să vă reașezați. În primul rând, urăm un bun venit lui David și Ionelei de această unică ipostază în viață de mire și de mireasă. Dumnezeu să vă binecuvânteze. E o sărbătoare frumoasă pe care voi o aveți și ne bucurăm că la această sărbătoare frumoasă a voastră ne-ați invitat și pe noi. Atunci când venim la o slujbă de căsătorie, cei care suntem căsătoriți, ne uităm în cazul nostru în urmă cu 10 ani de zile și ne amintim de momentul în care noi am stat pe acest loc de soț și soție, de mire și mireasă și locul de unde practic am început viața de familie. Cei care sunteți mai înaintați în vârstă, priviți în urmă poate cu 20, 30, 40 de ani și reflectați cu bucurie și cu emoție la momentul în care în urmă cu ani de zile, 10 de ani, v-ați căsătorit și ați încheiat legământul căsătoriei cu cel drag dumneavoastră, cu cea dragă dumneavoastră, cu cel pe care l-ați iubit și îl iubiți, cu cea pe care ați iubit-o și o iubiți. Cei care nu sunteți încă căsătoriți, priviți la acest moment cu dorință și cu bucuria, anticipând bucuria care vă așteaptă atunci când veți ocupa acest scaun. Dumnezeu să lase binecuvântare peste familia voastră în această zi. Noi toți care suntem aici avem un singur gând, o singură dorință, ca Dumnezeul Cerului și al Pământului să vă binecuvânteze El, să vă ia pe brațele Lui și tot ce faceți, să faceți pentru Dumnezeu și astfel El să fie implicat în viața familiei voastre.
Voi salutăm familiile acestor tineri, Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă dea putere să vă rugați în continuare pentru ei. Cred că cu bucurie priviți acest moment, amintindu-vă poate de chiar momentele când s-au născut acești copilași, când i-ați purtat pe brațe, cum au crescut în casa voastră și iată ziua în care zboară din casa de dumneavoastră. Însă cel mai important lucru este că ei să rămână în casa lui Dumnezeu. Pe stânga care este Iisus Hristos. Și apoi vă spune bun venit tuturor nuntașilor, celor care ați fost invitați la acest eveniment. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Cred că această zi este o zi în care Dumnezeu ne va vorbi și nouă celor care ne-am căsătorit în urmă cu ani de zile și celor care se vor căsători, dar în mod special pentru David și pentru Ionela va fi o zi încărcată de emoții și de învățături. Dumnezeu să lase binecuvântarea Lui peste voi. Amin. Vom începe să slujim Domnului și pentru început grupul de laudă al bisericii, Betlehemul știe, va cânta o cântare, apoi vom continua să anunțăm felul în care se va desfășura slujba din această zi. Dragostea mereu va lupta, până la capăt ea va lupta. Bunătatea e felul ei de-a fi, de rău pe nimeni nu va vorbi. Dragostea nu se va lăuda, de mândrie nu se va umfla. Dragostea nu se va mânia, folosul ei nu va căuta. Chiar dacă aș vorbi în limbi îngerești, chiar de-aș avea credință munții mare, să-i rostogolesc trupul de mi-aș da, ca să fie ax. Chiar de-aș vinde tot celor ce săraci, pe cei de lângă mine, de nu i-aș iubi, nimic aș fi. Dragostea nu va invidia, de ce rău nu se va bucura. Greșeala o va acoperi, să facă rău nu se va gândi. Va crede totul, va nădăjdui, niciodată nu va minți. Dragostea să sufere va ști, de aceea niciodată nu va muri. Chiar dacă aș vorbi în limbi să-i rostogolesc trupul de mi-aș da, ca să fie ars. Chiar de aș vinde tot ce am și-aș da celor ce săraci, pe cei de lângă mine, de nu i-aș iubi, nimic aș fi. Ca să fie azi, chiar de aș vinde tot ce am și-aș da celor ce săraci, pe cei de lângă mine, de nu i-aș iubi, nimic aș fi.
Dumnezeu a făcut pe om după chipul său.
l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peste păștii mării, peste păsările cerurilor și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Și Dumnezeu a zis: iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod de sămânță, aceasta să fie hrana voastră. Iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerurilor și tuturor viețuitoarelor care se mișcă pe pământ, care au în ele o suflare de viață, le-am dat ca hrană toată iarba verde. Și așa a fost. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Amin. Vă rog să vă reașezați. Și mulțumesc pentru deranj. Ionela și Mihai, Matei și Monica, Anișoara și Dan ne-au invitat în ziua de astăzi să fim la această sărbătoare și vă mulțumim. Ne bucurăm că ne-ați invitat, ne bucurăm că am putut să venim să fim împreună cu dumneavoastră și cu voi și mulțumim Domnului că ne-a dat harul acesta. Îi datorăm totul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Vă felicităm, dragi miri, cu această ocazie, în această zi mult așteptată de voi, știm și noi că ce am trecut pe aici, în ziua anunții voastre, în ziua binecuvântării voastre, vorbeam cu fratele păstor și ziceam căci sunt frumoase cântările, sunt frumoase predicile, sunt utile, sunt necesare, dar cel mai important lucru în ziua de astăzi este ca acești doi tineri să primească binecuvântarea de la Dumnezeu. Acum suntem împreună, putem să-i sfătuim, putem să-i mustrăm, putem să le dăm anumite învățături din Sfânta Carte sau din experiența noastră, dar Dumnezeul Cel care întotdeauna poate să fie alături de ei și să vegheze asupra lor, doar El poate să îi binecuvinteze. Noi îi vom cere binecuvântarea de la Dumnezeu, noi îi vom binecuvânta și noi cu binecuvântarea noastră, dar binecuvântarea pe care o dăm noi nu ajunge la nivelul și la importanța binecuvântării pe care o dă Dumnezeu. De aceea, întotdeauna spun lucrul acesta și apreciez în felul acesta. E cel mai important lucru, nu câți bani sunt, nu cât vin la nuntă, nu cât de frumoasă este slujba și lucrarea, nu cât de perfect merge totul ca la carte, ci binecuvântarea care vine de la Dumnezeu. Și din toată inima doresc ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Pentru că viața este complexă, viața este grea și numai împreună, ei împreună chiar dar vrea din tot sufletul lor să realizeze și să meargă în voia lui Dumnezeu și completându-se unul pe altul singur, nu vor putea să facă lucrul acesta. Însă, ei sunt copii credincioși, ei sunt, așa au fost crescuți în casele lor și ei se încred în Dumnezeu și cred că cu gândul acesta și cu dorința aceasta au venit în casa lui Dumnezeu ca să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu. Vă binecuvântăm pe toți cei ce astăzi ați venit în casa lui Dumnezeu și dorim ca Dumnezeu în ziua de astăzi să ne vorbească și nouă acelora care mai de mult am mers pe drumul acesta. Făceam o socoteală, au trecut 41 de ani de când eram și eu împreună cu soția mea care este aici în postura voastră, dar nu într-o casă frumoasă de rugăciune ca aceasta, atunci era mai romantic. Și Ionela știe curtea, căci acolo a crescut, în curte acolo și în șură, s-a amenajat cu covoare frumos, dar nu era important cât de frumoase sunt covoarele, nu era important nimic, era important tăcea de lângă mine și respectiv eu care eram lângă ea. Pentru că ceea ce ne-a unit și ceea ce trebuie să-i unească pe tineri și cred că i-a unit și pe tineri aceștia este dragostea unul față de altul. Domnul să-i binecuvinteze și această dragoste să rămână
până la sfârșitul vieților, unul pentru altul. Și va putea să rămână, dacă rămân lângă Dumnezeu și dacă rămân credincioși unul altuia. Aici, în stânga mea, sunt niște tineri care cântă. De altfel, s-a întâmplat ceva. În urmă cu 26 de ani, un tânăr din Cornești a venit pe aici și respectiv tânăra a mai trecut prin Cornești și s-au întâlnit și au pus de o nuntă. Era Matei și cu Monica. Și un tânăr din Cornești a dus o fată din Orăștie și astăzi este acolo. Ionela este una dintre fetele lor. Acum se întâmplă invers. Un tânăr din Orăștie a mai trecut prin Cornești, într-adevăr e o biserică mare și frumoasă. În anul acesta, amintesc întreagă doar, se împlinesc 70 de ani și cu ajutorul lui Dumnezeu la anul, pentru că nu ne mai permite timpul, vrem să facem o sărbătoare acolo în Cornești și să punctăm acest eveniment al câtorva zeci de ani de biserică penticostală într-un sat de pe Târnava Mică, dar unde Dumnezeu a revărsat mântuire și unde și astăzi este o biserică de țară frumoasă și trebuie să spun căci datorită faptului că Monica aici în Orăștie a fost educată în spiritul muzicii și a învățat muzică, venind în Cornești și a zis ea și bine a zis. În Cornești este materie primă, într-adevăr erau mulți copii, foarte mulți copii, biserică. De fapt, vreo 40 de ani a fost biserica în curtea noastră, într-o cameră mai mare, într-o extindere a casei noastre și cunosc situația de acolo și erau extrem de mulți copii și bine a sesizat Monica căci acolo se poate face ceva și a făcut. Și dacă bine am înțeles, și cu ajutor de aici din Orăștie, și-a pus de orchestră, mai apoi a venit o altă soră din Medeaș și-a pus de o fanfară și se poate lăuda Corneștiu astăzi, bineînțeles, cu ajutorul lui Dumnezeu, căci toate, absolut toate, tot ce facem cu ajutorul lui Dumnezeu și tot ce avem de la Dumnezeu, îi datorăm totul, viața, ființa, mișcarea, mântuirea, rămânerea pe calea credinței, îi datorăm totul lui Dumnezeu. Și așa se face, căci acolo, în localitatea Cornești, astăzi, eu le mai spun la cei din Târgu Mureș, pentru că locuiesc deja de mai mulți ani în Târgu Mureș, le spun celor din Târgu Mureș, căci în Cornești toți știu să cânte la instrument. Într-adevăr, foarte mulți, foarte mulți. E un spirit de a lăuda pe Dumnezeu prin instrumente extraordinar. Îi mulțumim lui Dumnezeu și îi mulțumim lui Monica că ce a făcut lucrul acesta. Și iată că astăzi suntem la o nuntă a una dintre fiicele ei, a lui Ionela, și dorim ca să rămânem lângă cuvântul lui Dumnezeu. Și aș avea patru gânduri în ziua de astăzi pentru mire și pentru mireasă. Primul gând este căci Dumnezeu a creat familia. Vedeți, dumneavoastră, trăim vremurile acestea când se dispută acest subiect al familiei și de altfel este o luptă spirituală în sensul acesta. Eu mă gândeam căci atunci când s-a făcut Constituția după Revoluție, au scris-o oamenii aceia care de altfel erau educați și instruiți și îndoctrinați în vechiul regim, ca să nu-l numim aici. Dar cineva foarte subtil a așezat acolo în Constituție căci este sau familia se întemeiază pe căsătoria liber constituită dintre soți. A fost acolo o mână diabolică, subtilă, și n-am observat-o atunci. Și mulți n-au observat-o. Cine i-a dat importanță
acestei Constituții, legi fundamentale a țării noastre, căci ar avea ceva acolo care ascunde o ușă deschisă înspre altceva decât înspre ceea ce ar trebui să fie. Și chiar în anul acesta va fi un referendum cu privire la această, la acest articol din Constituție și anume la definiția familiei, pentru că este importantă definiția și este important crezul acelora care își întemeiază o familie. Și oamenii din ziua de astăzi vor să reformuleze definiția familiei. Familia se întemeiază, vor să spună ei, pe căsătoria liberă consimțită dintre un bărbat și o femeie, până aici este bine. Pe egalitatea acestora deja este pe lângă Biblie și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor. Oricum, este mult mai bine și trebuie să mergem la referendum și trebuie să votăm, pentru că noi ne ghidăm viața după Scriptură, ne educăm copiii după Scriptură și vrem să învățăm și vrem să îi educăm și vrem să transmitem și acelora care vin după noi această învățătură scripturală, și anume căci Dumnezeu a creat familia. Vedeți dumneavoastră, este important lucrul acesta și de altfel lucrurile importante și dacă vreți edificiile importante, ele sunt marcate cu oamenii aceia care au fost și care au creat obiectivul acela, obiective importante, dacă vreți. Ca exemplu, în ziua de astăzi am luat turnul Eiffel din Paris, pe care l-am văzut de foarte multe ori. Obiectivul acesta care a fost construit acum 129 de ani, în 1889, și care are o înălțime de vreo 334 de metri, și care a fost făcut cu un anumit scop și anume să se urce oamenii și să vadă cât mai mult din Paris, din această metropolă europeană. Și îi poartă numele, pentru că el a investit. A fost altul arhitect, a fost altul inginer, au fost alții specialiști care efectiv au realizat. Dar omul care a investit în aceasta, i-a rămas numele și de fapt nu, turnul acesta se numește după numele lui. În țara noastră, dacă aș lua un exemplu, ar fi podul Saligny, podul acela de peste Dunăre, care și el are 123 de ani de când a fost făcut și care poartă numele de data aceasta a arhitectului, a proiectantului care a gândit, care a conceput lucrul acesta. Și se numește așa până în ziua de astăzi. Dragii mei, Dumnezeu a întemeiat familia. Dumnezeu a creat acest mediu. Dacă privim și în regnul animal, există diferite moduri de conviețuire. Printre modurile de conviețuire între cei doi parteneri este și acesta, o parte bărbătească și o parte femeiască. O pereche care pot să se multiplice, care pot să se dezvolte, care pot să crească, care pot să înmulțească. Dumnezeu în înțelepciunea Lui a întemeiat familia în felul acesta și l-a creat și pe băiat și pe fată, ca la o anumită vârstă să simtă nevoia aceasta, să simtă atracția aceasta, să simtă dorința aceasta de a-și găsi un partener, un soț sau o soție cu care să viețuiască, cu care să meargă pe drum când este soare și când este noroi și când este ploaie și când este zăpadă și când merge la biserică și când merge la spital și oriunde ar merge. Dumnezeu în înțelepciunea Lui a creat familia în felul acesta. Oamenii vor să o denatureze și sub masca diferitelor legi și sub masca anumitor așa zise drepturi, ei încearcă să strice
legea și rânduiala lui Dumnezeu, dacă vreți să șteargă numele lui Dumnezeu despre acest obiectiv, despre această lucrare, despre această instituție, cum spun alții, care se numește familie. Însă noi învățăm pe copiii noștri, noi învățăm în bisericile noastre, căci Dumnezeu a creat familia și aceasta este rânduiala pe care o dorește Dumnezeu. Și Dumnezeu chiar acționează. Dumnezeu chiar a acționat. Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Este lucrarea lui Dumnezeu și este așa. Și este rânduiala lui Dumnezeu și este așa. Și trebuie să rămână așa. Pentru că numai așa Dumnezeu poate să dăruiască binecuvântare. Versetul următor vorbește despre binecuvântare după ce i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat. Planul lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu se duce la îndeplinire și în lucrarea lui Dumnezeu era și binecuvântarea. A zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți sământul, stăpâniți-l. A dat autoritate Dumnezeu omului peste tot ceea ce este în jurul lui, peste fața pământului. Dumnezeu a creat familia și noi trebuie să avem obiectivul acesta și noi trebuie să credem lucrul acesta și noi trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu și un tânăr trebuie să-i mulțumească atunci când Dumnezeu îi rânduiește o soție. Vedeți, s-a citit din proverbe de către fratele păstor. De fapt, erau cuvintele pe care mama lui Lemuel, împăratul, i le dăduse, o mamă înțeleaptă, o mamă care și-a iubit fiul, o mamă care avea ochii deschiși în jurul ei și a văzut și cele bune și cele rele și le-a dorit numai cele bune pentru fiul său. Cine poate găsi o femeie cinstită? De altfel, această apreciere de cinstită e mai cuprinzătoare decât așa cum o știm noi cinstită. Pentru că în final spune, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Și ea este lăudată aici, în citirea care am auzit-o cu toții. Aprecierea pe care o face mama lui Lemuel, unei asemenea, și îi dorea din tot sufletul, ca el, împăratul, o asemenea soție să aibă, un asemenea partener de viață cu care el să fie bine văzut la porți. Familia, de altfel, este un tot unitar dintre cele două persoane, dintre bărbat și dintre femeie. Dacă femeia este lăudată și bărbatul este lăudat și invers. Și de altfel ei trebuie să se susțină unul pe altul. Nu neapărat sunt la fel și nici nu trebuie să fie la fel. De fapt, Dumnezeu știe mai bine cum trebuie să fie cei doi. Și de altfel, de aceea trebuie să mergem la Dumnezeu, să mergeți la Dumnezeu. De aceea am mers la Dumnezeu atunci când am fost în momentul și când trebuia să facem pasul acesta al alegerii partenerului de viață. Dar am crezut căci Dumnezeu a rânduit această trăire pentru ființele umane, între doi, în doi. Cu teritoriul lor, care poate să fie un apartament, poate să fie o curte. Cu viața lor spirituală, care tot așa își are îngrădirea ei, dragii mei, am mai spus la nuntă, primul lucru pe care trebuie să-l facă o tânără familie, o tânără pereche, este să-și delimiteze proprietatea lor, să-și delimiteze proprietatea lor, să o îngrădească, pentru că este numai a lor și acolo ei și Dumnezeu sunt stăpâni în proprietatea lor. Dacă vreți, materială, spirituală și de orice fel, dar trebuie să fie delimitată.
trebuie să fie păzită, trebuie să fie îngrijită, ca și o grădină. Nu-i suficient să fie împrejmuită, trebuie să fie și îngrijită, pentru că burienile cresc de la sine. Plantele, în schimb, ele trebuie întreținute, trebuie îngrijite. Și aici este rolul, și de altfel așa de plastic, aici în Proverbe 31, este descrisă o soție, aș zice eu, ideală, o soție perfectă. Și mama lui Lemuel îi dorea împăratului și de altfel spunea ea, nu se cade ca un împărat să n-aibă o soție perfectă. De altfel, noi suntem copiii Domnului și noi trebuie să avem soții perfecte și soțiile trebuie să aibă soți perfecți. Și se poate lucrul acesta? Cu ajutorul lui Dumnezeu, doar cu ajutorul lui Dumnezeu. Al doilea gând pe care l-am este căci Dumnezeu a întemeiat familia cu un scop. Vezi, turnul Eiffel a fost făcut cu scopul ca să vadă mai la distanță, cât mai mult din Paris. Și într-adevăr se vede, pentru că are înălțimea respectivă, cred că se vede tot Parisul. N-am avut curajul să mă urc, pentru că este foarte înalt, doar pe lângă turn am fost de N ori. În schimb, scopul acelui obiectiv a fost să se vadă Parisul. Scopul podului de la Saligny este ca să meargă oamenii din București mai repede să ajungă la Constanța. Scopul căsătoriei, Dumnezeu, mai mult decât un arhitect și mai mult decât un inginer și mai mult decât un constructor, face toate lucrurile cu un scop și scopul omului este binele. Domnul a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Dumnezeu a constatat că singurătatea nu este bună pentru om și de aceea, deja în versetele pe care le-am citit, spune că Dumnezeu a făcut parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Inițial era numai omul, era numai bărbatul, era numai Adam, dar apoi Dumnezeu i-a făcut și un ajutor potrivit pentru binele lui și pentru binele ei, dacă vreți. Pentru că binele acesta pe care Dumnezeu l-a dorit familiei, nu l-a dorit numai bărbatul, numai ca femeia să-l ajute pe el să-i fie mai ușor, să-i pregătească, să-i aranjeze, să aibă grijă de copii, să eventual să cumpere un ogor dacă este și antreprenoare. Se gândește la un ogor și îl cumpără, din rodul muncii ei sădește o vie. Ca el să fie cât mai liniștit împăratul, să stea acolo și să se odihnească, căci el este împărat. Nu cred că Dumnezeu binele acesta l-a dorit și numai pentru unul. Dumnezeu cred că este perfect drept și el în tot ceea ce face, face lucrurile perfecte. Domnul a zis, nu este bine să fie omul singur. Binele omului, binele și individual, binele lui Mihai și binele lui Ionela, binele și din punct de vedere personal, pentru că ei rămân ca persoane. Biblia spune că cei doi vor fi una, da. Vor fi una, vor fi o familie, dar ei ca persoane fizice rămân două. Și atunci binele pe care Dumnezeu li-l dorește și li-l-a pregătit este ca și unul și altul să fie mai bine de aici înainte. Nu neapărat mai ușor, mai bine. Nu este același lucru. Dar și binele familiei, împreună. Dragii mei, își vor face o casă, probabil. Împreună se vor consulta, se vor bucura de ea, vor amenaja-o, vor aranja-o. O curte, flori, unde punem flori, unde punem orice. Se vor bucura de lucrurile acestea. Dumnezeu a întemeiat familia cu scopul ca să fie mai bine. Binele lor, al familiei, dar și binele urmașilor lor. Pentru că una din binecuvântări este înmulțirea. Și de altfel, în final, prin aceasta se traduce viața de căsnicie și se materializează. Și de altfel se împlinește viața de căsnicie prin copiii pe care Dumnezeu îi dă familiei. De aceea Dumnezeu, prin întemeierea familiei, a urmărit și binele urmașilor și a copiilor. Vedem în stânga și în dreapta, din păcate, tot mai mulți și tot mai multe cazuri în care familiile
sunt despărțite și copiii n-au parte, în cel mai fericit caz, decât de un părinte. Și aceștia copii nu cresc într-o normalitate în care ar trebui să crească, într-un bine pe care Dumnezeu l-a pregătit în familie. Pentru că oamenii nu rămân în legea lui Dumnezeu și în rânduiala lui Dumnezeu. Scopul familiei este binele omului. Al treilea gând, familia trebuie să rămână sub autoritatea lui Dumnezeu. Oamenii aceștia au fost binecuvântați, au primit binecuvântarea de la Dumnezeu, au primit autoritatea peste pământul pe care Dumnezeu, în care Dumnezeu i-a creat, Dumnezeu le-a rânduit hrană. Se pare că la început au trăit numai cu rodul pomilor și sămânța acestora, nu cu carne. Așa înțeleg eu din versetul acesta. Oricum Dumnezeu i-a binecuvântat în sensul acesta și ei aveau binecuvântarea lui Dumnezeu, aveau prezența lui Dumnezeu. Și de altfel Dumnezeu constată în versetul 31, Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse. Într-adevăr, se uitase la toată creația, în cele șase zile pe care Dumnezeu, în care Dumnezeu a lucrat. Și Dumnezeu a constatat că toate erau foarte bune, inclusiv familia, inclusiv această rânduială, această celulă binecuvântată de Dumnezeu. Dar familia, pentru ca să rămână binecuvântată, deși este creată de Dumnezeu, deși Dumnezeu a creat-o cu scopul de a-i fi bine, ea trebuie să rămână sub autoritatea lui Dumnezeu. Pentru că altfel, binecuvântarea nu rămâne în casă, nu rămâne în familie. Atenție, Mihai, atenție, Ionela. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri. Dumnezeu poruncește și Dumnezeu stabilește limitele pentru familie, limitele pentru om. Atâta vreme cât omul a rămas în limite, binecuvântarea a rămas asupra lor. Însă în momentul în care oamenii au fost neascultători și abia, sau imediat în capitolul 3 din Genesa, găsim episodul acesta al prăbușirii, al căderii, al depărtării de Dumnezeu. Familia trebuie să rămână sub autoritatea lui Dumnezeu, sub legea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Și le doresc din tot sufletul ca legea lui Dumnezeu să ghideze familia lor de acum, din prima zi și până la sfârșit. Amin. Și al patrulea gând, și mă apropii de încheiere, neascultarea de Dumnezeu aduce pedeapsă. Neascultarea de autoritatea supremă aduce pedeapsă. Și Dumnezeu vine să se întâlnească cu omul. Și Dumnezeu pune câteva întrebări. Aceasta după ce s-a produs greșeala, dezastru, criza. Unde ești? Este prima întrebare. Cine ți-a spus și ce ai făcut? Dragii mei, deplina binecuvântare a lui Dumnezeu, Dumnezeu o dăruiește. Dar condiția pentru ca binecuvântarea lui Dumnezeu să rămână într-o familie este ascultarea de Dumnezeu. Cred că avem în fața noastră doi tineri care așa au fost învățați, care au fost, așa au fost crescuți, care așa cred că Dumnezeu și viața lor și destinul lor și familia lor și viitorul lor, privind în urmă la ceea ce Dumnezeu a făcut în viața lor,
Cred că au toată încredințarea că și pe mai departe Dumnezeu îi va ajuta, Dumnezeu îi va sprijini și noi din tot sufletul le dorim lucrul acesta. Și de aceea am venit în ziua de astăzi ca să încredințăm pe brațul Domnului. De aceea am venit în ziua de astăzi să ne rugăm ca Domnul să-i ocrotească, să-i păzească, să-i binecuvinteze și să fie cu ei. Acum ei au ieșit din casele părinților lor. Nu înseamnă că părinții nu mai trebuie să se roage, dar responsabilitatea părinților de aici încolo se reduce și responsabilitatea celor doi se mărește, pentru că ei direct sunt responsabili de familia lor. Însă le dorim ca Dumnezeu să-i călăuzească, să-i sprijinească, să-i însoțească, să-i înțelepțească și să meargă pe calea lui Dumnezeu până la sfârșit. Amin. Fraților,
Eu cred că nici când o să mă căsătoresc, nu o să am atâtea atâtea emoții cât am acum, însă se pare că m-am înșelat și dacă acum am atâtea emoții, nu vreau să mă gândesc câte emoții o să am la nunta mea. Dragilor, deși am evitat să vorbesc la nunți, datorită faptului că sunt necăsătorit, la propunerea care mi-a făcut-o, am ales să am câteva sfaturi practice din cuvântul Domnului pentru voi și o să am un sfat pentru tine, Ionela, un sfat pentru Mihai și un sfat pentru amândoi. În primul rând, Ionela. În primul rând, aș vrea să citesc un singur verset care se află în Filipeni, capitolul 2, cu versetul 4. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele celuilalt. Ionela, ține minte ce îți spun acum. Integritatea ta, caracterul tău, va determina reputația bărbatului tău. Integritatea ta va determina reputația bărbatului tău. Cât timp Mihai a fost necăsătorit, reputația lui a fost construită pe cont propriu. Și-a construit-o el. Din momentul în care el s-a căsătorit cu tine, tu contribui la reputația lui. Și ca să te fac să înțelegi mai bine cât de importantă este reputația în viața unui bărbat, am să aduc în atenție ceea ce William Shakespeare, printre multele citate pe care le-a dat și ni le-a lăsat, el a spus în felul următor. Reputația unui bărbat este piatra cea mai valoroasă a sufletului său. Când cineva îmi fură o pungă, spunea el, îmi fură un fleac. A fost a mea și este a lui. Dar când cineva îmi stârpelește reputația, îmi răpește ceva ce pe el nu-l face mai bogat, dar pe mine mă falimentează de tot. Ionela, draga mea, cu siguranță în societatea în care trăim, ai auzit deseori cuvintele acestea, mă, ăsta e un bărbat imoral, dar are o soție de milioane. Dar cu siguranță ai auzit și vorba, bărbatul acesta este un om de milioane, dar are o soție, vai Doamne. Draga mea, Biblia ne spune că femeia cinstită este cununa bărbatului ei, și atenție, dar o femeie care îi face rușine este ca putregaiul oase. Ascultă. Apostolul Pavel spunea în Corinteni, inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, că soția este slava bărbatului. Cu alte cuvinte, soția îi accentuează reputația. De aceea, Ionela, pentru a determina reputația bărbatului tău într-un mod pozitiv, trebuie de fiecare dată să fii atentă cum vorbești și cu cine vorbești. De fiecare dată trebuie să fii atentă cum te comporți în societate cu el. De fiecare dată trebuie să fii atentă și la îmbrăcăminte. Să ții minte, dragă, că bărbatul pe care ți l-a dat Dumnezeu, reputația lui va depinde și de tine. Să ții minte asta. Mulți îl vor vedea un om mare datorită datorită a ceea ce este el în societate. Dar mulți îl vor vedea mare datorită ție. De aceea zic Dumnezeu să te ajute la acest. Și în al doilea rând, Mihai, excelența în căsnicie, atenție, excelența în căsnicie este determinată de indulgență. Tot auzim în societatea noastră că nu ai cum să fii perfect, nu ai cum să fii excelent. Dar haideți să privim la un medic care e cardiochirurg. Ar putea el să facă un transplant fără să fie excelent în munca pe care o depune? Nu poate. De aceea, cu cât mai mult trebuie să fii excelent în căsnicia ta prin indulgență. Cu toate că bărbatul și femeia ne spune cuvântul Domnului că sunt egale în relația lor cu Hristos, Scriptura îi dă fiecăruia rolul specific în căsătorie.
Soțul trebuie să-și asume conducerea casei, ne dăm seama de lucrul acesta din Efeseni 5:23. Această conducere nu trebuie să fie una dictatorială, de șefie, cu o atitudine de șefie, ci trebuie să fie una ca exemplul Domnului Iisus Hristos. Cum a condus Domnul Iisus Hristos biserica. Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, folosește în Corinteni, în Efeseni, în cer scuze, în 5:25-26, folosește exemplul desăvârșit cum ar trebui bărbatul să fie în căsnicie. Și ascultați ce spune el. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească, după ce a curățat-o prin botezul cu apă prin cuvânt. Hristos a iubit biserica, poporul său, cu compasiune, milă, iertare, respect și chiar jertfire. Să te fac să înțelegi mai bine lucrul acesta. Când am început semestrul 2 la facultate, profesorul de omiletică și catehetică ne-a spus așa. A văzut că eram foarte supărat majoritatea și el ne-a spus în felul următor. Auziți? Și ce zice Biblia? Păstoriți turma lui Hristos pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Ideea centrală care a avut să ne-o spune a fost următoarea. Oricât de prigoniți ați fi de frați, de oameni, de profesori, să înțelegeți că oricât de mult ați suferi, suferința voastră nu poate echivala suferința pe care a răbdat-o Domnul. Cum și-a iubit Hristos biserica, așa trebuie să o iubești și tu pe Ionela. Și mă rog Domnul să te ajute la aceasta. Și tu trebuie să o iubești pe Ionela cu să fii indulgent, să ierți, să respecti și chiar să te jefești. Dumnezeu să te ajute la aceasta. Și în ultimul rând, în familia voastră, trebuie să existe o relație de conlucrare și nu concurare. Sau diversitate în unitate. Conlucrați și nu concurați. Nu poți să vii tu la Ionela și să-i spui, auzi Ionela, vreau să-mi cumpăr săptămâna viitoare mașină. Și Ionela să spună, nu, că trebuie să cumpărăm prima dată frigider, mașină de spălat și altele. Și după aia tu să-i întorci vorba și să spui, auzi, eu aduc bani în casă. Nu. Conlucrați și nu concurați. Ionela, nu poți să-i spui tu lui Mihai, auzi, m-am săturat de câtă mâncare am făcut să mai faci și tu. Voi trebuie să știți că în familie este o relație de conlucrare, adică conlucrați. Fiecare face ceva și nu concurați. Dumnezeu să vă ajute la aceasta. Și mă rog Domnului să binecuvinteze căsnicia voastră. Și mă mai rog ceva și sper să ziceți amândoi amin. Mie iubesc foarte mult copiii. Și mă rog Domnului să mă binecuvinteze pe mine cât poate el de repede cu nepoți. Amin. Mihai, cred că știi să faci mâncare. Toți cei care au fost studenți pe la facultăți și plecați de acasă câțiva ani de zile, cu siguranță, au învățat și asta. Domnul să vă binecuvânteze în continuare. Ionatan va recita o poezie, în urmă, instrumental, Oscar Ben va avea un imn, va cânta o cântare. Apoi, orchestra Betlehem va lăuda pe Domnul cu o cântare și vom mai asculta cuvântul Domnului. Stau crecile încărcate de rod dulce și vântul suflă în pânzele de ploi, iar timpul se romantice aduce doar pentru voi. Nutirea voastră-i cântec de lumină și zâmbet printre norii cenușii, odihnă de argint sub lună plină de bucurii. Castoluri lungi de păsări călătoare, copilăria voastră s-a tot dus, lăsând înțelepciune și candoare și tort nespus. Zidind acum o vatră înstelată, a strâns în jurul vostru atâta când, cu dragoste sfințită și probată prin legământ. Nimic nu va putea strivi iubirea, chiar piedicile sarim spre înalt, căci dragostea atinge nemurirea prin celălalt. Toți filozofii lumii de s-ar strânge, ca să explice dragostea de sus, gândirea lor de Biblie s-ar frânge și de Iisus. Păstrați de aceea arderea nestinsă, veghind în orice lucru sau cuvânt.
Noi vă dorim credință neînvinsă și Duhul Sfânt, cu binecuvântări de împlinire și cu dorinții atânși de cer senin, venim să vă urăm doar fericire și mult amin. La plugul vostru încertar să tragă și heruvim să stea de strajă în porți. Credința tot mai vie, mai întreagă, să îndrepte sorți. Și acolo unde Domnul Dumnezeu deschisa, să vă avântați în spor de porumbel, cu toată hotărârea în piept, Ionela și Mihai. Amin. Mihai și Ionela, ne bucurăm foarte mult să fim la nunta voastră astăzi și mi-amintesc cu drag de momentele studenției tale când ai fost în Cluj și te-ai implicat la Biserica Betania. Ne-am bucurat foarte mult de slujirea ta pe care ai avut-o atât la Cluj de tineri cât și la cântări, la chitară. Domnul să te binecuvânteze și ne rugăm ca Domnul să vă folosească de acum pe amândoi, acolo unde veți fi, în biserica în care veți fi, să slujiți, să nu vă lăsați de slujire, pentru că e cel mai important lucru. Domnul să vă binecuvânteze cu binecuvântările Lui cerești și pământești în fiecare zi. Amin.
vers din refrenul cântării cântate de orchestră spune așa: Domnul peste voi reverse binecuvântări. Și scopul vostru este acesta, ca Dumnezeu să-și reverse binecuvântarea Lui peste voi. De fapt, cel mai important lucru pentru ființa umană, pentru noi oamenii, fie ca și persoană individuală, fie ca și familie, fie ca și biserică și colectiv, este acest aspect al faptului că Dumnezeu binecuvântează și astăzi și că suntem binecuvântați de Domnul. Dumnezeu, care este prezent aici, la nunta voastră, la căsătoria voastră, El are resursele de care voi aveți nevoie și vă poate binecuvânta, atât din punct de vedere fizic, atât din punct de vedere familial, cât și din punct de vedere spiritual. Și ceea ce contează cel mai mult este să aveți acea siguranță că Dumnezeu este cu voi, pentru că oricât de mare ar fi dificultățile pe care le veți întâlni pe drumul acesta al căsătoriei, al familiei, Dumnezeu este cel care are soluții la fiecare problemă a voastră. Vreau să vă spun, și cred că probabil cunoașteți deja, care este semnificația numelor voastre. Obișnuiesc să fac lucrul acesta la căsătorii, pentru că în poporul Israel era foarte important numele și practic numele spunea foarte multe lucruri despre persoana respectivă. Numele Mihai este un nume ebraic la origine și este format din două nume, și anume Mica și El, care însemnează asemenea lui Dumnezeu. Asemenea lui Dumnezeu. Și în familie, soțul și tu, Mihai, de azi înainte în familie, ca și bărbat, ești expresia Domnului Iisus Hristos. Tu, pentru soția ta, pentru Ionela, trebuie să fii ceea ce Hristos a fost și este pentru biserică. Deci să nu uiți că trebuie să te asemeni cu Iisus Hristos în fiecare zi. Privește la El, lasă-te inspirat de persoana Lui și aplică principiile pe care El le lasă scrise în Scriptură, și astfel vei fi un soț ideal și, dacă Dumnezeu va îngădui, și un tată extraordinar. Ionela, numele acesta însemnează Dumnezeu a avut milă. Dar expresia aceasta nu sună așa: Dumnezeu a avut milă. Ca și cum te uiți la un aspect care este așa, parcă te doare inima și spui: în sfârșit Dumnezeu a avut milă. Nu. Ce este expresia bucuriei? Dumnezeu a avut milă. Dumnezeu m-a binecuvântat. Și atâta ziua în care Dumnezeu te-a binecuvântat, Dumnezeu a avut milă de tine, s-a îngrijit de tine și iată îmbrăcată în rochia de mireasă, alături de bărbatul pe care ți l-ai ales, pornind pe un drum, nu singuri, ci împreună cu Dumnezeu. Pentru că noi știm că ceea ce aduce siguranță în familie, ceea ce aduce echilibru în familie și ceea ce dă continuitate familiei creștine, nu este destoinicia noastră, sigur că și noi avem implicațiile noastre, însă este Dumnezeu. Alături de pasajul pe care l-am citit din Proverbe 31, vreau să mai citesc un singur verset din Proverbe 14, cu primul verset, care spune așa: femeia înțeleaptă își zidește casa, iar femeia nebună sau neînțeleaptă o dărâmă cu însăși mâinile ei. Biblia atribuie acest termen de casă, pentru că scrie aici: femeia înțeleaptă își zidește casa. Desigur, și bărbatul înțelept își zidește casa. Și la fel de responsabil este și el. Dar acest termen casă, Biblia îl atribuie nu doar pentru locuințe fizice. Așa cum noi avem o casă unde locuim, un apartament sau o casă sau, mă rog, ci Biblia folosește termenul casă cu referire la familie. Cu referire la familie. Și asta înseamnă că familia trebuie zidită, poate să fie zidită, poate să fie zidită bine, sau familia poate să fie dărâmată de
însăși cei care ar trebui să o consolideze și o să o zidească foarte, foarte bine. Amintiți-vă că în Scriptură există oameni sau, de exemplu, Dumnezeu îi spune lui Noe, intră în corabie tu și toată casa ta. Nu și-a luat Noe în corabie casa în care a locuit, și s-a referit la familie, la cei pe care ei îi avea ca și membri în familie. Apoi Iosua spune că despre mine, eu și casa mea vom sluji lui Dumnezeu. Adică eu, soția mea, copiii mei, descendenții care au ieșit din mine, vom sluji lui Dumnezeu. Să știți că construirea unei familii seamănă foarte bine cu construirea unei case. De aceea, Domnul Iisus Hristos și în Scriptură găsim aceste expresii, practic și în Ioan, în Matei, capitolul 7, vorbește despre casa zidită pe stâncă. La fel, se regăsește acest principiu că putem ca familie să ne zidim căminul, climatul, sau putem să îl stricăm, sau putem chiar mai rău să stricăm până la rupere acest climat care trebuie să existe și să rămână în baza cuvântului lui Dumnezeu. Atunci când vrei să zidești o casă, se vorbea aici despre arhitect, despre plan, atunci când vrei să zidești o casă, întotdeauna te gândești la un plan, te gândești la un arhitect, te gândești la cineva care să-ți poată da foarte multe informații bune pentru a-ți construi o casă fizică. La fel este și din punct de vedere spiritual, din punct de vedere al familiei. Atunci când vrei să zidești și să sclădești familia, să formezi o familie după modelul biblic, atunci automat te duci la origine, te duci în Scriptură, te duci la Dumnezeu și vezi ceea ce El lasă ca și principii fundamentale și felul în care trebuie să ne zidim familiile. Pe planul acesta uman, ați construi o casă fizică, o locuință. Oricine din lumea aceasta te va aprecia dacă reușești să, nu știu, să-ți mai construiești o casă, să-ți mai construiești încă o altă casă. Sau dacă ai o casă și nu te împlinește casa respectivă, poți să renunți la ea și poți să-ți cumperi alta. Din punct de vedere al familiei, nu poți să faci așa ceva. Sunt multe persoane care, după ce se căsătoresc, își dau seama că există probleme, își dau seama că există situații mai delicate în familie și de comun acord zic, domnule, mai bine să abandonăm, mai bine să ne despărțim și să ne vedem de treaba noastră, ne vom recăsători și viața merge înainte. Nu există acest aspect în Scriptură. Biblia spune că există un bărbat și o femeie care se formează familia și familia aceasta rămâne formată pe durata întregii vieți. Atunci când nu-ți convine ceva în familia ta, nu poți să renunți la soț, nu poți să renunți la soție, ci poți doar să privești în Scriptură și să vezi ce trebuie să reformezi acolo, ce trebuie să refaci în acea relație, pentru că relația să rămână bună, pentru că relația să rămână în picioare și să poți să mergi înainte așa cum vrea Dumnezeu. Acest pasaj pe care eu l-am citit în această zi din Scriptură, este practic o poveste de dragoste a unor oameni care au trăit pe pământul acesta. Eu așa vreau să o văd, eu așa vreau să o privesc, nu doar ca niște cuvinte din care noi putem să învățăm. Ceea ce îmi place foarte mult, și am mai spus asta și cu alte ocazii, este versetul 29, care spune așa, din Proverbe 31. Multe fete au o purtare cinstită, dar tu, zice el, le întreci pe toate. Privind la acest bărbat care are această exclamare aici în versetul 29 și spune așa, multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Ceea ce aflăm din context este faptul că ei erau deja căsătoriți, ei deja probabil erau în vârstă, aveau copii, probabil că erau undeva la pensie. Cu toate astea, ea a rămas în mintea lui, în imaginea lui, acea fată cu care s-a căsătorit încă de la început. Și vorbește frumos și o laudă și spune, multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Mi-aș dori ca
în inima voastră și în mintea voastră să rămâneți tot așa cum sunteți acum. Eu știu, sunt convins că ceea ce v-a dus aici, înaintea lui Dumnezeu, ceea ce v-a dus în biserica aceasta, ca să încheiați legământul cu Sătorii, este dragostea aceea pură pe care o aveți unul față de altul. După ce vă veți căsători, după ziua aceasta frumoasă și plină de emoții și de frumusețe, vor veni tot felul de situații care vor lovi în familia voastră încercând să aducă declinul. Trebuie să rămâneți fundamentați pe această realitate a dragostei voastre și pe cuvântul lui Dumnezeu. După ce trec ani, după ce trec zeci de ani poate, există multe familii care nu mai au cuvinte frumoase unii față de alții. Există familii care vorbesc urât în interiorul lor. Există soți care jignesc soțiile, soții care își jignesc soții. Ei bine, cuplul acesta din Proverbe 31, după ani de zile, după ce se uită și au copii, vorbesc frumos în continuare, ceea ce arată faptul că ei se iubeau foarte mult. Îmi place când privesc în biserica noastră și când observ astfel de persoane în vârstă, care au nepoți, poate chiar mulți nepoți, și îi văd împreună, venind la biserică, îi văd totdeauna plimbându-se împreună. E o dovadă a faptului că ceea ce spune Scriptura este adevărat și că se poate trăi cu cea cu care te-ai căsărit, cu cel cu care te-ai căsărit, până la final. Și niciodată nu trebuie să renunți. În societatea în care noi trăim acum și în perioada aceasta, se renunță foarte, foarte ușor. De exemplu, nu m-am uitat acum, dar sunt foarte puține, foarte puține căsătorii care se mai fac în vremea noastră. Preferă oamenii să stea în concubinaj, preferă oamenii să nu se mai căsătorească. Ei bine, la început nu a fost așa. Și noi trebuie să privim la început, la origine, la felul în care Dumnezeu a întemeiat familia și la principiile care practic guvernează familia creștină. Și am ascultat mesajul prin fratele păstor Vasilca despre ceea ce înseamnă familia de la început. Ei bine, aici în acest pasaj ne este zugrăvită practic imaginea unei soții, imaginea unei soții binecuvântate. Pentru că Biblia spune că femeia cinstită își zidește casa. Cea care are o inimă pură și sinceră își zidește casa, își consolidează cămilul, ajută la închegarea relațiilor și aduce o bună continuitate în viața de familie. Versetul 10 spune, cine poate găsi o femeie cinstită? Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarea. Și această răspuns la întrebare este, Mihai poate spune, eu am găsit-o. Eu trebuie să spun, eu am găsit-o. Și fiecare soț în parte trebuie să aibă acest sentiment că el a reușit să găsească această femeie cinstită. Și spune, ea este mai de preț decât mărgăritarele. Versetul 10, știți de ce este extraordinar și de ce este frumos? Pentru că spune așa, ea este mai de preț decât mărgăritarele. Întrebarea este următoarea pe care trebuie să mi-o adresez. Cum îmi văd soția mea după ziua căsătoriei mele? Cum o văd după 2 ani de căsătorie? Cum o văd după 10 ani? Cum o văd după 20 de ani? Zice, ea este, adică soția mea, soția ta, ea trebuie să fie pentru tine și pentru mine mai de preț decât mărgăritarele. Mărgăritarul însemnează supremația bogățiilor. Mărgăritarul, asta înseamnă mărgăritar, este supremația bogățiilor, adică nu există corespondent în a putea compara soția cu valorile care le oferă lumea, cu banii dacă vreți. Sau ce înseamnă soția ta pentru tine, ce înseamnă soția mea pentru mine? Dacă cineva ți-ar pune în față, nu știu, 100 de milioane de euro, ai renunțat la soția ta și ai luat banii? Deci, spune Biblia așa, ea este mai de preț decât mărgăritarele și soția mea pentru mine trebuie să rămână supremația împlinirii, supremația lucrurilor pe care Dumnezeu mi le-a dat în lumea aceasta. Nimic nu trebuie să se compare cu ea. Ce frumos sună! Și e de dorit o astfel de soție. E bine, dar soția aceasta care este practic supremația bogățiilor și care este mai de preț decât mărgăritarele,
are ceva aparte. Există niște calități pe care ea le are, pe care ea le deține și aceste calități o fac pe ea să fie pentru mine cel mai important lucru din lumea aceasta. Cel mai important lucru din lumea aceasta. Primul rând, Biblia spune, printre altele, sunt multe lucruri pe care am citit despre această femeie, da, care își zidește casa și care este mai de preț decât orice mărgăritar, spune în versetul 30, ultima parte, femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Ca să fii o soție apreciată de soțul tău, ca să fii o soție, ca să cântărești mult în ochii soțului tău, trebuie să fii o soție care să te temi de Domnul. Și zice Biblia, femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Există multe soții și multe femei care pun accentul pe ceea ce se întâmplă aici și acum. Și fac orice ca să primească o laudă acum și aici. Chiar dacă asta înseamnă să încalce principiile biblice. Dar Biblia spune că femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Și ce mare lucru este să fii convinsă și să fiu convins că cântăresc mult în ochii lui Dumnezeu. E important să cântărim mult și în ochii oamenilor, dar cel mai important lucru este să cântărim în ochii lui Dumnezeu. Se teamă de Domnul. Soția temătoare de Dumnezeu va primi înțelepciune pentru a zidi casa, pentru că așa spune versetul 14, din capitolul 14, versetul 1. Dacă vrei ca soție sau dacă vreau ca și soț să primesc înțelepciune de la Dumnezeu, să-mi pot consolida familia, să-mi pot zidi casa, atunci trebuie să fie în inima mea acea frică de Dumnezeu. Asta este mai mult decât religie. Nu vorbește despre nu spune că femeia religioasă, ci spune femeia care se teme de Domnul. Adică în inima ta și în inima mea să am acea teamă sfântă de Dumnezeu. Nu doar faptul că vin la biserică, că mă închin înaintea lui Dumnezeu la biserică, ci în inima mea și în inima ta trebuie să fii o persoană care să te temi de Dumnezeu. Să știi că Dumnezeu este stăpânul vieții tale și să rămâi întotdeauna sub acest cuvânt al lui Dumnezeu. Apoi, acest cuvânt ne mai spune, versetul 25, că ea este îmbrăcată cu tărie și slavă. Tot cu referire la acea femeie care zidește casa, care cântărește mult în ochii soțului ei, pe lângă faptul că se teme de Domnul, zice că este îmbrăcată cu tărie și cu slavă. Adică este o soție duhovnicească, este o soție spirituală. Pentru că Biblia folosește această expresie îmbrăcată în slavă pentru a prezenta prezența lui Dumnezeu peste cineva sau peste ceva. Amintiți-vă că atunci când templul a fost construit, slava lui Dumnezeu a fost acolo, s-a văzut clar peste templu și în templu. A fost umplut de slava lui Dumnezeu. O femeie apreciată de soțul ei, o soție care zidește casa, trebuie să fie și o soție duhovnicească, o soție spirituală. Ca să fie îmbrăcată în slavă, adică trebuie să aibă niște calități pe care îi le cere și ne le cere Sfânta Scriptură. Dar ce spune Biblia în Iacov, 1 Iacov, capitolul 3, cu versetul 4. Biblia spune aici așa: ci să fie omul ascuns al inimii, în curățirea nepiritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Spune în versetul 3, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcămintea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit. Vorbește despre caracter. Adică să privești în Scriptură,
să vezi ce cere Dumnezeu de la tine, ca soție, ca soț, și să aplici în viața ta acele principii. Asta, practic, oferă siguranță, oferă continuitate. O soție care se roagă pentru familia ei, o soție care postește pentru familia ei, o soție care se dedică familiei ei, nu doar din punct de vedere fizic, pentru că aici în versetele pe care eu le-am citit în această zi, scoate de evidență hărnicia unei femei, hărnicia unei soții. Și e de dorit să fie așa ceva și practic soțiile noastre, noi știm și cunoaștem, lucrează foarte mult. Dacă soțul de obicei lucrează la muncă, se întoarce acasă, după aceea se odihnește. Soția și când se întoarce acasă de la muncă, încă mai are de lucru în casa ei, cu copiii, cu mâncarea și așa mai departe. Știm fiecare, cei care suntem căsătoriți, ce activitate prestează o soție în casă. Dar Biblia spune că soția, care să fie, ca să poată să cântărească mult în ochii soțului și să-și poată zidi casa, trebuie să fie și o soție duhovnicească, o soție spirituală. Apoi, desigur, potrivit Efeseni capitolul 5, care este oarecum dedicat în mod special căsătoriilor, 22 la 24, Biblia spune așa: supuneți-vă nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El, mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Nimeni nu-și dorește o soție răzvrătită, niciun bărbat nu găsește împlinire într-o soție răzvrătită. Ci dimpotrivă, Scriptura spune că soțiile trebuie să fie supuse soților lor. Supunerea este o mare provocare pentru soții. Am mai spus asta și, nu știu dacă în lunta trecută, dar la o altă căsătorie. E foarte simplu pentru o soție să fie supusă unui soț care seamănă cu Hristos. Dacă observăm că în familiile noastre soțiile nu ne sunt supuse, așa cum spune Sfânta Scriptură, trebuie să vedem oare problema este la ele ca soții, este nesupunerea lor, sau problema este la mine, pentru că Biblia spune că eu ca și soț trebuie să mă port cu soția mea precum s-a purtat Hristos cu biserica, dându-și viața pentru ea. Și atunci când eu ca și soț reușesc să aduc în viața mea calitățile Domnului Iisus Hristos, atunci eu cred și sunt convins că soției mele nu-i va fi greu să fie supusă soțului ei. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne ajute la lucrul acesta. Deci o soție duhovnicească, o soție supusă soțului ei, o soție care este supusă soțului, întotdeauna este o soție care își respectă soțul. Uitați ce spune din nou 1 Petru, capitolul 3 cu 6, spune Biblia așa: ca Sara, zice, astfel se împodobeau odinioară sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor. Ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea Domnul ei. Fiicele ei v-ați făcut voi, dacă faceți binele, fără să vă temeți de ceva. Adică, respectul pe care îl oferi soțului tău confirmă până la urmă că ești o soție supusă. Se schimbă foarte mult în scurgerea timpului, în scurgerea anilor, felul de vorbire între parteneri. Dacă la început și-au vorbit frumos, dacă la început își vorbeau cuvinte frumoase, drăgăstoase, în scurgerea vremurilor ajung, din păcate, chiar și familiile numite creștine să se jignească reciproc, să-și vorbească urât unul altuia. Ei, astfel de lucruri nu ajută cu nimic la consolidarea familiei, ci dimpotrivă, astfel de lucruri aduc la dărâmarea familiei. Și nu dorim așa ceva. Atunci când există respect față de soț, există respect față de soție, atunci reiese lucrul acesta, inclusiv din felul în care vorbiți unul cu celălalt. Vorbiți între voi frumos, spune Biblia, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă. Vorbiți frumos unul cu celălalt. Nu lăsați ca cel rău să
pătrundă în viața voastră și să vă convingă să vă răzvrătiți în felul acesta, a vă jigni unul pe celălalt. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Apoi, această soție care este mai de preț decât mărgăritarele, care își zidește casa, nu doar că este, se teme de Domnul, nu doar că este duhovnicească, nu doar că este o soție care este supusă soțului ei, ci este și o femeie, este și o soție echilibrată. Versetul 30 spune felul următor, prima parte, dezmierdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă. Și recitesc, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Adică este o femeie și este o soție echilibrată. Aici scoate de evidență faptul că nu își cheltuiește practic tot ceea ce ea strânge pe niște lucruri care sunt trecătoare. Nu este greșit să punem preț pe aspectul fizic și exterior. E bine ca femeile și soțiile să fie îngrijite, să arate bine. Dar i-aș da seama că dezmetele sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă. Și este echilibrată, este înțeleaptă. Nu exagerează în felul acesta, ci dimpotrivă pune preț în mod special pe interiorul ei, pe viața ei lăuntrică, pe relația ei cu Dumnezeu. Toate le face în limita, în limita decenței. Ține cont de soțul ei, ține cont de felul în care îi place soțul ei, dar niciodată nu exagerează. O astfel de soție este apreciată de soț, o astfel de soție este apreciată și de Dumnezeu. Proverbe 11 cu 12. Vreau să citesc și acest verset care spune felul următor. 11 cu 22. Femeia frumoasă și fără minte este ca un inel de aur pus în râtul unui porc. Ce diferență între aceste versete? Pe de o parte, în capitolul 14 cu 1 spune femeia înțeleaptă își zidește casa, da? Iar femeia nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. Și aici spune așa, femeia frumoasă și fără minte, adică acea femeie care pune preț doar pe frumusețea ei, ne ținând cont de înțelepciunea pe care Dumnezeu o cere de la ea, este ca un inel de aur așezat în râtul unui porc. Sunt niște imagini pe care trebuie să le vedem, care trebuie să dramatizeze și să ne dăm seama. Ei spune Biblia cu astfel de soție. Este soție care inspiră încredere. Soțul ei, zice, n-are nicio problemă. Zice, inima bărbatului se încrede în ea, adică din toată inima lui are încredere în soția lui. Nu este o persoană care să-i fie teamă ce se va întâmpla, dacă mă va părăsi, dacă va merge după altcineva. Nu este un detectiv particular, nu, el se încrede în această femeie. De ce? Pentru că are niște calități pe care le prezintă Scriptura ca și necesare în viața de familie, în relația dintre soț și soție, în relația dintre soție și soț, care aduce echilibru și aduce continuitate în viața de familie. Și vreau să închei citind două versete din Scriptură care scot în evidență, dacă am vorbit în mod special pentru soție și pentru soț ceva, Proverbe 12, cu 4, prima parte spune așa, o femeie cinstită este cununa bărbatului ei. O astfel de femeie pe care o găsim, o astfel de soție pe care o găsim în Proverbe 31, ea trebuie să fie cununa bărbatului ei. Adică dintr-o dată, dacă aplici aceste principii și ești supusă soțului tău, ajungi să fii cununa soțului tău. Adică ceea ce are el mai de preț. Ceea ce îl bucură pe el. Cu ce se laudă el până la urmă. Noi ca și bărbați sau bărbați în general vorbesc foarte mult despre locul lor de muncă. Vorbesc foarte mult despre alte lucruri care îi înconjoară și experiențe pe care le-au avut. Dar să ajungi să vorbești foarte mult despre soția ta, pe care o iubești, care te respecte, care ți este supusă, care este duhovnicească, care se teme de Domnul, practic asta însemnează să fie cununa bărbatului. Și un ultim verset pe care vreau să-l citesc și cu care să închei este pentru fratele Mihai,
1 Petru, capitolul 3, cu 7, spune așa: bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Dacă în Proverbe, în mod special, era un cuvânt adresat pentru soții, iată că Biblia vorbește și soților și vorbește mult mai mult soților decât soțiilor și spune: bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab. Foarte multe persoane consideră și spun că femeia este un vas mai slab. Biblia nu spune aici că femeia este un vas mai slab, ci spune dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unui vas mai delicat. Accentul nu cade pe faptul că pe slăbiciune, accentul cade pe cinste, adică cinstește și tu, bărbatule, soția ta, cinstește-o ca pe un vas mai delicat, ca pe un vas care este mai slab în conținut. Adică atunci când dai două vase, ai unul de cristal, da, într-o mână și ai unul de plastic, da? Cu care ai, de care ai grijă mai mare? Cel de plastic, dacă îl scap jos, știi că nu se sparge, nu se întâmplă nimic cu el. Dar cel de cristal e mai delicat, e mai slab și atunci cauți să ai mai mare grijă de el. Un vas mai delicat, ca să-l îngrijești, nu cumva să se ciobească, nu cumva să-l scap jos, nu cumva să-i se întâmple ceva. Asta însemnează, până la urmă, să dai cinste soției tale ca unui vas mai delicat, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre, pentru că, practic, dacă veți avea relații bune în familie, veți putea să aveți relații bune și cu Dumnezeu. Dacă există conflicte în familie, spune Biblia, vor fi împiedicate rugăciunile voastre. Adică degeaba vă rugați, degeaba aveți o nevoie acută în care îl chemați pe Dumnezeu, dacă relația voastră nu este bună, sunt împiedicate rugăciunile voastre. Deci trebuie să aveți relații bune unii cu alții și, desigur, trebuie să aveți relații bune și cu Dumnezeu. Și nu uitați, Dumnezeu trebuie să rămână parte activă a familiei voastre. Dacă se aplică acest cuvânt care a fost spus cu ocazia întemeierii familiei, da? Va părăsi tatăl său pe mama sa, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa, da? Ei, chiar dacă voi vă dezlipiți de familiile voastre într-un fel, oricum rămâneți partea familiilor voastre. Părinții trebuie să vii respectați în continuare, ei se vor ruga pentru voi și desigur veți colabora în continuare. Dar cel care va face parte integrală din familia voastră de azi înainte este Dumnezeu. Ei întotdeauna vor fi alături de voi, vă vor da sfaturi, vă vor ajuta, vor fi alături de voi, dar în familia voastră veți fi voi și Dumnezeu. Pentru că funia împletită în trei, spune Sfânta Scriptură, nu se rupe ușor. Și eu aș putea să spun că nu s-ar rupe deloc dacă l-am lăsat pe Dumnezeu să coroneze fiecare activitate a familiei noastre. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să reverse belșug de binecuvântare peste voi și să vă dea tot ceea ce aveți nevoie. Acum, frați și surori, haideți să ne ridicăm în picioare împreună cu cei doi miri și împreună cu fratele Vasilca ne vom pregăti să oficiem actul acesta al căsătoriei prin întrebările pe care noi obișnuim să-i întrebăm pe cei tineri și apoi prin rugăciunea cu punerea mâinilor. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe cei doi. Da, binecuvântat să fie Domnul, pentru că am ajuns la acest moment în care stăm înainte lui Dumnezeu cu inimile deschise și cu dorința ca El să lase binecuvântarea Lui peste Mihai și peste Ionela. Îi vedem, sunt așa frumoși și am vrea să rămânem, cum am spus la început, frumoși și împreună până la capăt. Sunt aici pentru că vor să fie binecuvântați de Domnul. Și noi știm că Cel care oferă binecuvântare este unul singur și anume Dumnezeu. Noi ca și oameni putem să facem ceva pentru ei, putem să ne rugăm pentru ei, putem să-i ajutăm cu sfaturi sau uneori chiar material dacă e nevoie. Dar Cel ce are toate soluțiile este unul singur și anume Dumnezeu. Eu să mă apropii de Mihai și am să-i adresez întrebările pe care de obicei le adresăm și fratele Vasilica o să o întrebe pe Ionela. Frate Mihai,
Suntem aici înaintea Domnului, pentru că El este prezent aici, înaintea familiei tale, înaintea prietenilor tăi. Și vreau să întreb dacă din toată inima o iubești pe Ionela. Da. Domnul să te binecuvânteze, știam asta, dar am vrut să mai spui încă o dată aici în auzul nostru al tuturor. Vreau să mă întreb dacă din dragoste sinceră și nesilit de nimeni, o iei în căsătorie, o iei să-ți fie soție. Da. Domnul să te binecuvânteze. Și ultima întrebare, până când ești decis să respecti acest angajament, acest legământ pe care tu astăzi îl rostești aici? Toată viața. Domnul să te binecuvânteze. Aceste scurte cuvinte pe care le-ai spus, de fapt sunt foarte importante. Sunt cuvinte mari care spun în evidență faptul că astăzi tu ai ales pe Ionela să-ți fie soție pe durata întregii tale vieți. Dumnezeu să te binecuvânteze. Întrebări asemănătoare li s-au mai spus atunci când au fost în fața ofițerului stării civile. Însă, de data aceasta, cum spunea și fratele păstor, noi vrem să atenționăm și să precizăm căci întrebările pe care le punem sunt înaintea lui Dumnezeu. Pentru că aici suntem în biserică, nu suntem la primărie și noi credem că Domnul este prezent în locul acesta. De aceea vreau să pun și eu Ionelei întrebările corespunzătoare. Ionela, dacă din dragoste mergi în căsătorie cu Mihai? Da, din dragoste. Domnul să-ți binecuvinteze dragostea și să-ți o mențină până la sfârșit. Și dacă ești hotărâtă să rămâi soția lui credincioasă, supusă, până la sfârșitul vieții. Domnul să te ajute și să te binecuvinteze la aceasta. În baza răspunsurilor afirmative pe care ei le-au dat, ei se vor aplica pe genunchi și noi vom cere binecuvântarea Domnului prin rugăciune. Amin. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru care ești în ceruri, Mihai și cu Ionela și-au plecat genunchiul înaintea ta, Doamne, pentru că ei vor să primească binecuvântare de la Tine și noi vrem să ne rugăm pentru ei, pentru că și noi vrem să le dai binecuvântare. Tu, Dătătorul de binecuvântări, Tu Cel care ești veșnic, Tu Cel care ești sfânt, Tu Cel care ești adevărat, venim, Doamne, înainte de a cere binecuvântare, să-Ți mulțumim pentru că până aici i-ai ocrotit și i-ai păzit. Îți mulțumesc pentru că le-ai dat viață și le-ai dat sănătate și le-ai dat iubire unul pentru altul, Doamne, și i-ai unit în această taină a căsătoriei. Îți mulțumesc pentru Mihai și îți mulțumesc pentru Ionela. Și acum, Doamne, te rugăm să-i binecuvintezi. Binecuvintează-i cu sănătate, Doamne. Binecuvintează-i cu înțelepciune, Doamne. Binecuvintează-i cu putere de la Tine, Doamne. Binecuvintează-i cu credință și cu credincioșie unul pentru altul, Doamne. Binecuvintează-i cu dragoste unul pentru altul. Binecuvintează-i, Doamne Dumnezeule, cu protecție divină, pentru că Tu ești Dumnezeul care asigur protecție. Aripa Ta ocrotitoare să fie asupra acestei familii în orice zi, Doamne. Ia-i în carul Tău de biruință și poartă-i în fiecare zi. Binecuvintează-i, Doamne, acolo unde vor sluji în biserică, unde vor fi membri în biserică, Tu, Doamne, să binecuvintezi slujirea lor. Doamne, când se vor pleca genunchii și vor cere ajutorul Tău să le răspunzi. Binecuvintează-i, Doamne, Dumnezeule Sfinte și protejează-i de accidente și de tot ceea ce este rău. Binecuvintează-i cu cele materiale. Binecuvintează-i, Doamne, Dumnezeule Sfinte, cu tot felul de binecuvântări și îți mulțumim pentru că faci lucrul acesta, pentru că ești Dumnezeul care binecuvintezi. Doamne, Dumnezeule Sfinte, îi încredințăm pe brațele Tale. Noi, ca oameni, Doamne, ne vom retrage mâinile de peste ei, dar rămână mâinile Tale, Doamne Iisuse, acelea care a fost răpunse pe lemnul de osândă, care sunt protecție și garanție. Doamne Dumnezeule Sfinte, binecuvintează viața lor spirituală, viața lor de credință, binecuvintează în casa lor să fie un altar, Doamne, binecuvintează să fie una în slujire, binecuvintează Doamne Dumnezeule, dacă le vei dărui copii să fie sănătoși și să se bucure de ei. Mă rog și pentru părinții lor, îți mulțumim, Doamne, pentru că până aici
le-au purtat de grijă, mai departe fi și cu părinții lor și cu întreaga biserică și cu toți cei prezenți. Pe toți, Doamne, binecuvintează-ne cu prilejul acesta și îți mulțumim pentru că ne binecuvintezi. Amin. Da, Doamne, Dumnezeule, am cerut binecuvântarea Ta și o cerem în continuare în numele Domnului Iisus Hristos. Amen. Îți mulțumim că Tu ești prezent aici, Doamne Dumnezeule, la această căsătorie, la acest legământ, Doamne. Și vreau din toată inima să-i unești Tu pe aceștia doi în lanțul dragostei Tale. Îți mulțumim că Tu ești sursa binecuvântării. Și atunci când cerem binecuvântarea Ta, recunoaștem limitarea noastră umană și recunoaștem dependența noastră de Tine. Vreau să rămâi întotdeauna stâlpul familiei lor, Doamne. Niciodată să nu se simtă singur, niciodată să nu se simtă abandonați, ci întotdeauna mâna Ta să fie peste ei. Și Tu să-i păzești și să-i protejezi, Doamne. Atunci când aceștia doi, când Mihai și când Ionel, Dumnezeule, se vor pleca pe genunchi în casa lor să ceară ceva, Dumnezeule, ca fiind o nevoie a lor în familie, Doamne, Te rog, din locul Tău cel Sfânt, din cerul Tău, să cobori și să aduci soluții, pentru că Tu ești acela care dai binecuvântarea Ta. Dă-le binecuvântările de sus, Doamne, și dă-le binecuvântările de jos. Binecuvântările de sus niciodată să ne lipsească. Niciodată să ne lipsească sfințenia, armonia, pacea, bucuria din familiile lor, Doamne Dumnezeule. Și apoi Te rog să le poți grijă din punct de vedere fizic. Grijează pe Mihai cu putere de muncă, cu un loc de muncă bun, să-și câștige pâine pentru familie, existența lui, Doamne Dumnezeule, și a soției lui. Dacă le vei da copii, Doamne Dumnezeule, dă-le copii sănătoși și îți mulțumim că ești prezent aici, Doamne. Te rog să lași sănătate peste trupurile lor, Doamne. Atât pentru Ionela, mă rog, și pentru Mihai, Tu să-i le binecuvântezi trupurile cu sănătate, să se poată bucura, Doamne, de viața aceasta fizică pe care să o petreacă împreună cu Tine, Doamne Dumnezeule, binecuvântat să fii pentru toate. Îți mulțumim că Tu i-ai călăuzit până aici și îți mulțumim că Tu îi vei călăuzi în continuare, încolo, Doamne. Știm că nu au cuprins toate nevoile lor în rugăciunile noastre, dar Tu care știi totul, care cunoști totul, pătrunde Tu în inima lor, Doamne, și potrivit cu nevoia lor, vorbește-le, rezolvă-le situațiile și noi îi lăsăm în mâna Ta și în brațul Tău de Dumnezeu. Binecuvintează-le părinții, binecuvintează-le frații, Doamne Dumnezeule, și faci o zi să fie într-adevăr o zi a bucuriei, o zi a împlinirii, o zi în care să poate tot să fie bucuroși că Tu, Doamne Dumnezeule, ai fost prezent și ești prezent aici. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus că vei rămâne cu ei și mâna Ta va rămâne peste ei întotdeauna. Binecuvântat să fii, Tată, Fiule și Duhul Sfinte de acum și până în veci. Amin. A trecut și vreau să vă prezint cea mai tânără familie a Bisericii, deocamdată Bisericii Pentecostale Betlehemul Oștie, familia David, Mihai și Ionela. Domnul să vă binecuvânteze, să vă întărească și să vă iubiți unul pe altul până la sfârșit. Aveți aici certificatul de căsătorie civilă și aveți și din partea noastră un certificat de căsătorie care se ateste că a fost făcută și căsătoria în Biserica Domnului. Domnul să vă binecuvânteze. Dacă am început cu rugăciune, o să și finalizăm cu o rugăciune și prin fratele Posteu Cădan să mulțumim Domnului pentru această zi binecuvântată și că Domnul până aici a fost cu noi.